Maria Hostiuc are 9 ani și locuiește în București alături de mama, tata și sora ei mai mică. Mariei îi place cel mai mult să creeze. Să fac haine prin desen și să le și creez. Adică să zicem, eu iau o pungă, mă uit pe schiță și încerc să fac acolo. De exemplu, acum vreo 4 săptămâni am făcut lui mama o geantă din pungi. Când se face mare, vrea să devină designer vestimentar. Pentru că îmi place foarte mult să desenez și să creez. Până acum, în creațiile mele, am făcut rochi, jeans și pantofi. Iau o pungă, măsor piciorul și după încep să cos, adică am făcut papucei. Cea mai mare calitate a Mariei este că are o inimă mare. Să zicem, eu am văzut pe cineva și încep să vorbesc cu el și poate îmi place. Îmi place, adică vrem să devenim prieteni. Și în locul, în inima mea, încă un pas. Încă un pas. Adică, să zicem, inima mea e atâta, crește puțin acel pas, dar inima se mărește odată cu pasul. Săptămâna aceasta, la școala de supereroi Țibiți învață oul pe găină, oul este Maria Hostiuc, de 9 ani. Urmărește-o cum crește supererou.